Loc concertul celor de la Dream Theater la Pablo Sport Arena în Budapesta. Înconjurăm această arenă sportivă pentru a o vedea și dumneavoastră mai bine, însă nu o să vă pot oferi imagini de la concert pentru că accesul cu aparate de fotografiat și camere video este totuși interzis. Deja fanii Dream Theater sunt prezenți în jurul stadionului. Așadar, dragi prieteni, v-am prezentat Pablo Laszlo Sport Arena din Budapesta, unde va avea loc în această seară concertul americanelor de la Dream Theater. Nu o să vă pot oferi imagini pentru că accesul cu camera video este interzis, dar oricum sunteți alături de mine. Vă salut pe toți de aici din Budapesta. Deci, dragi prieteni, toate lucrurile sunt bune, biletele au fost luate. Mâine vom participa la concertul celor de la Dream Theater. În fața noastră deja se observă dealul din Buda și liftul care ne urcă în cetatea Buda. În acest moment ne abatem de pe Ondra și spre Biserica Sfântul Ștefan. Iată o stradelă foarte cochetă cu terase, cu niște clădiri vechi și foarte cochete care o mărginesc. O să ajungem în piața din fața bisericii, veți vedea că acolo sunt foarte mulți turiști. Este un loc de pelerinaj important. Iată și asiaticii care au invadat Europa atât sub aspect cultural cât și economic. Iată, ne apropiem de Bazilica Sfântul Ștefan. Am să vă arăt imediat. Da? Aceasta este Bazilica Sfântul Ștefan. În jurul ei se află terase foarte atractive, unde poți să bei cafea, suc și așa mai departe. Iată și piața care se deschide în fața bisericii. Sigur, iată, sunt mulți vizitatori. Aceasta este piața Bazilicii Sfântul Ștefan. Undeva în față este dealul Buda. O să intru acum în biserică să fac un tur. Eu am mai fost în această biserică, am urcat chiar sus, în turnul ei, de unde am văzut orașul. Deocamdată vă ofer o imagine de pe scările bazilicii. Stimați prieteni, vă propun o panoramă asupra Budapestei din turnul Bazilicii Sfântul Ștefan. Am urcat cu liftul până sus. Așa.
Și iată, am ajuns deasupra orașului. Dragi prieteni, în fața dumneavoastră se află dealul Gellert și monumentul eroilor. De asemenea, la poale se observă podul Erzsébet. Admirăm Buddha cu Biserica Sfântul Matiaș și Palatul din Buddha. Se poate vedea liftul care urcă de la poalele dealului în cetatea Buddha. Putem face un tur de 360 de grade ca să vedem Budapesta. Aceasta este partea de oraș numită Pesta. Continuăm să ne rotim în jurul cupolei Bisericii Sfântul Ștefan. Iată, în fața noastră se observă clădirea Parlamentului. Clădirea Parlamentului, așa cum vă spuneam. În fața noastră se observă obeliscul din complexul Millennium și parcul orașului. Ne rotim în continuare. Haideți să admirăm un pic și dealurile din Buddha. Iată Dunărea cea frumos curgătoare, dealul din Buddha, cartierul cetății și strada care ajunge la piațeta din fața Bisericii Sfântul Ștefan. Cele două turnuri. Palatul Regal din Buddha și piața Bazilicii Sfântul Ștefan. Dragi prieteni, mă aflu la partea superioară a Bazilicii Sfântul Ștefan, de unde orașul Budapesta se observă ca în palmă. În partea de vest se întind dealurile din Buddha și cetatea Buddha. În partea de est a Dunării se întinde, parcă la nesfârșit, partea de oraș numită Pesta, de unde am venit noi acum.